Astra Giurgiu nu își revine în formă și asta s-a văzut duminică seară în meciul cu FC Brașov, una dintre cele mai proaste partide făcute de giurgiuveni în acest sezon. Echipa lui Oleg Protasov a fost condusă de brașoveni încă dinainte de pauză. În a doua repriză, gazele au avut doi jucători eliminați în minutele 63 și 77, iar Astra a izbutit în cele din urmă să marcheze prin reușita lui Tembo, care a marcat în Liga 1 după 2 ani de pauză. Etapa 19-a se încheie cu scorul de 1-1 pentru giurgiuveni, iar finanțatorul Ioan Nicolae a tunat și a fulgerat după meci. Mențin această hotărâre definitivă de a nu mai da niciodată de interviu, dar repet, e unul dintre cele mai răsfățate meciuri la care eu am stat pentru echipa mea și mă felicit că n-am fost la Brașov. În urma rezultatelor slabe din ultima perioadă, Ioan Nicolae s-a hotărât astăzi în privința antrenorului. Clubul Astra Giurgiu a reziliat contractul lui Oleg Protasov pentru că, în loc să remedieze cursul echipei, mai rău i-a îndepărtat de podium pe giurgiuveni. Ucraineanul a venit pe banca vicecampioanei luna octombrie anul trecut, perioada în care a reușit 4 victorii, 8 egaluri și 3 înfrângeri în campionat, Cupa Ligii și Europa League. Astra Giurgiu a rămas pe locul 5, însă a fost egalată la puncte de Dinamo București, care este într-o formă de zile mari după victoria cu 3-0 în fața Universității Cluj.